Mitoie Craiovei, bună seara, Sorin. Bună seara. Ce s-a întâmplat în seara asta? Că am auzit câteva lucruri interesante și aș vrea dacă pot să le comentez. Unul de la Laurențiu Regecamp, care a spus, am antrenat ceva, nu mai intrăm în detalii, pase scurte, a spus teren mic, pase scurte, dă-i și du-te și mai departe, toată săptămâna n-am făcut asta. După care Bancu spune, s-a văzut că au vrut mai mult. Par îngrijorătoare afirmațiile astea. Bine, asta știi cum e, e un clișeu așa de fiecare dată când mai vorbesc fotbaliștii, știi, cu ei vor mai mult. Toată lumea avea, tu crezi că Bancu n-ar fi vrut să câștigăm sau din cei da, din da, da, trebuie să-ți dai și mijloacele să realizezi. Aia e altceva, da. Dacă... Sunt o partidă în care una peste alta am dezamăgit, având în vedere rezultatul, pentru că sigur, ne propusesem altceva și speranțele noastre erau altceva, dar ce să spun, nota aceleași coordonate, înfrângerea asta, aceleași coordonate ca toate celelalte care au fost până acum, tot așa, cadouri. Pentru că nu poți, nici nu intri bine în teren, e 1-0. Așa cum a fost, pe urmă egală, iară imediat la 2 minute sau un minut, nici nu știu dacă a durat un minut sau două, egalitatea. Și iar se face 2-1, 3-1, așa. Dar am văzut niște greșeli la primul cont, pierde mingea foarte ușor acolo și în fine. După care Screciu dă pasă la adversar. Știi cum e, nu mă bag în amănuntele astea tehnice. Dar nu nici amănunte tehnice, sunt niște realități. Astea le analizează, cum să spun, Reghin, când discută despre o chestie asta, cum s-au greșit, ce s-au greșit la gol. Dar e clar că ne uităm și vedem că sunt niște goluri facile primite. Au fost ușor primite. Crezi că pe jucătorii a dormit seria de 7 victorii și au zis... Nu, dar e și un făcut de fiecare dată. Avem vreo două echipe, eu știu, în campionatul ăsta și acum vine următorul, vine cu altă echipă, tot așa, cu FCSB-ul, când nu prea reușim nimic din ceea ce ne propunem și tot așa cu cadouri. Iar voluntarii e o echipă din asta care tot timpul, de fiecare dată când jucăm cu ei, începem cu să umblăm după handicap, știi, avem handicap. Eu știu. Da. Și meciul trecut o la fel. Păi meciul trecut am primit, cred că la fel, același gol cum a fost golul al doilea, primit tot așa din corner. Și când am făcut 1-1 în sezonul regulat, să vă uitați la meci, tot așa a fost. Pe niște devieri pe acolo a ajuns la unul care a băgat un pat. Putea Pilii acelui să facă mai mult la cornerul ăla? Sau fi la centrarea după corner? Putea Pilii acelui să facă mai mult la faza golului 2? Nu intru în detalii, deci vedeți și voi. Vedeți, nu spun acum ca să exploateze cârțul la atacă pe Piacelli, nu, sau dar, cum e imediat să fac comentarii. La taci dacă n-ai avea niciun motiv. E un gol care, ți-a spus, se putea fi evitat. Nu, că el a apărat bine Piacelli până la golul ăla. Pentru să spunem că a scos niște mingi, că au mai avut ocazie. Niște mingi, da, este. Da. E Marcovi, spuneai despre el, domnule, trebuie să aibă constanță. Uite, ți se pare că astăzi seara a avut constanță? Da, în sensul în care în invizibilitate mi s-a părut. A fost constant. Da, mai prins și zile proaste, ce să spui. Da, asta e adevărat. Sigur a fost, da. Și să-ți mai spun ceva, și un cel puțin ce am văzut eu din tribună, și un teren din ăsta care în niciun caz nu ne avantajează pe noi. Terenul a fost rău, da, cazul rău. Modul în care, sigur că terenul a fost, o să vină iară clișeul celălalt, știi? Și ei joacă pe același teren. Bravo. Și, dar la jocul, noi avem un joc de posesie și nu prea a fost susținut de calitatea terenului astăzi. V-a bătut Budescu în seara asta? A jucat bine Budi. Dar pe Budi, dacă îl lasă joace și îl dai spații, dai atâtea, nu zic cu ceva stric lângă el, marcaj, mai ții sigur că îți dă exterioare, îți dă printre picioare. Dacă tu ești în teren, asta gândește, îl lași, eu știu, îi dai spațiu să centreze sau o distanță. Deci, dacă îi dai un metru libertate, normal că centrează unde vrea.
A putut trebuie să vii foarte aproape, foarte agasant, nu te uiți decât pe minge, în niciun caz pe ce face el din picioare și mișcările corpului, dacă și atunci îl blochezi, dacă nu, rămâi, eu știu, al doilea. Exact ia. Cum a fost. Au fost foarte multe momente în joc în care Budi și-a permis. A făcut ce a vrut? Să joace. Da, de, da. Da. Putem spune, sau puteți spune adio locului 1? Nu, de 1 și așa. Trebuia insultăm inteligența oamenilor să fie susținut că mai merge la campion. Nici așa, dar locul 2 am anunțat că ne gândim la el și încă să joacă. Nu e. Sigur, am dezamăgit aseară, dar asta nu înseamnă că nu avem posibilitatea și celelalte 8 meciuri să recuperăm pe terenul ăsta pe care l-am făcut aseară. Vedem și cumva ce vor merge și celelalte adversare. Pentru că noi am jucat primii, vedem ce se întâmplă în continuare. Dacă vă depărtați, să zicem, nu se știe, vă puteți reapropia în funcție de ce face și FCSB. Dacă FCSB bate Argeș, vă depărtați de locul 2. Da. Devine cupa chiar cupa principal obiectiv înaintea campionatului? Cupa e, oricum, este un obiectiv care... Dar și în perspectiva locului de cupă europeană, pentru că ăla e sigur. Absolut, nu vorbim de cupă. Cupa e o altă discuție și un obiectiv care a fost trasat de la început. Suntem în el, în grafic. E obiectiv de la începutul sezonului. Da, asta țin să-mi fie cu Sepsi. E un trofeu care ajută, eu știu, la palmaresul. Da. Care îl căutăm, de ce să nu spunem asta? Nu, și pentru că dacă învingi, câștigi trofeul, ai locul asigurat absolut, de cupă europeană și cel mai bine plasat loc de cupă europeană, de fapt, da, cel din cupă. Și ca să înțelegem care e miza în povestea asta. Mergem în cupe europene să încercăm să... Să faceți altceva decât în anii trecuți, în totuși. Da, a fost dezamăgitor și îți dai seama. Avem o fază de arbitraj, dacă ești în fața televizorului, să mai vedem o dată cu Ivan, în minutul 81. Aveți cea cu Budescu? Am văzut-o la momentul, mie mi se pare că ia picior. Ia să mai vedem dacă putem o dată. Nu știu dacă tu vezi imagine sau nu. Nu, dar nu. L-am văzut acolo și pot să-mi... Știi? Da, deci tu zici că e penalti, dacă putem să scoatem... Eu așa am văzut că îi trage așa din... Îi trage piciorul. Stai că uite... Încerc și eu acum. Era una înainte mai... Între timp îi întreb pe distinși invitați, da. Helmut, Gabi și Radu. Dacă cei de la Voluntari s-au prins că trebuia fault la Budescu când s-a marcat golul egalizator, atunci ăsta e penalt. Dar cum la Budescu n-a fost, cred că nici aici n-a fost. Gabi? Nu se compara. Nu, eu văzusem alta înainte. Tot la... Și eu la fel. Ivan, nu asta nu mi se pare, dar înainte a fost una mai clară la Ivan. Dar știu că nu se compară, numai că nu cei de la Voluntari... Uite-te la Budescu, zici că l-au luat un sniper de la... Știu, numai că cei de la Voluntari s-au plâns că trebuia dat fault acolo. Păi tot da, dar când se uită acum la ei și lor rușine. Nu, că Budescu susține în continuare, nu înțelege cum n-a văzut arbitru. Da, domne, da, nu ți-am spus, poate a fost un sniper. Cred că a fost un cărcel. Doamne, ferește acum ăsta cu... Dar l-atinge, să știi, pe Budescu. Dar l-atinge puțin. Uite, Gabi, pe ce că l-atinge puțin. A, mă, ce neva, Gabi. A, l-atinge puțin. Dar el cade după, dar uite, l-a atins acolo, ai văzut? Da, dar n-am nicio intenție. Dar n-am, normal. Eu n-am spus că să dă fault. Am zis că l-atinge. E Hilar, că nu e de... Serios, nu văd. Uite, acolo. Unde... Ia mai devreme, de sus, camera de sus, cu piciorul stâng. Dă cu piciorul stâng, îl atinge cu piciorul stâng. Păi mai face trei pași. Păi aia e că, eu ce spun, eu am zis că l-atinge, n-am zis că e fault. El face trei pași și cade după, n-am înțeles. Adică chiar era... Cum ne-a încântat în jocul câteva execuții, așa ne încântă și acum. Da. Partea asta.
Ne distrează, zice, sau că care e? Da, 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 da. Bun, dar să căutăm, Ivan, nu, aveți, nu știu dacă mai avem timp, dar la e una cu Ivan înainte, care ăla îi dă peste când? Picioare. Păi nu știu, colegi, tot în repriza a doua a fost, dar înainte de faza asta pe care a spus voi. În orice caz, Radu, cred că dacă l-ați remarca iară pe Popa cu faza aia, când a scos capul lui... Da. Colici. Acolo putea să se întoarcă meciul și să se joace bine ultimele, eu știu, 5 minute. Că m-aș uita, era pe minutul 75. Da, 75-76, așa era atunci, acolo era. A fost o intervenție de excepție la copilul ăla. Stai un pic, scuză. Nu mai arătați imaginea asta cu Budescu. Nu este admisibil, serios. Nu este ok, domnule. Poate mai spune și noi jucătorilor. Și tu nu mai jurați, domne, de tot și de toate în gura mare, în condițiile în care știți că sunt prin planul și asta. Vă rog eu frumos. Este inadmisibil. Inadmisibil să înjuri la foc continuu tot timpul, tot timpul. Abia spre sfârșit a scos un cartonaș galben după ce i-a făcut pe toți de sus până jos. Nu se poate. Pe bune, dar Radu, nu e vina lui că înjură. E vina lui care acceptă. Păi cum poți să fii de acord cu așa ceva să te înjure? Că doar nu m-a înjurat pe mine în tribună. L-a înjurat pe arbitru de tușă. Da, nu e singurul. Nu e singurul și nu contează că toți sau majoritatea fac. De ce nu-i cheamă să-i spune m-a înjurat, dom'le? Și gata, îi dă roșu. Da, poate că o să trebuiască să facă arbitrii o sesiune de comunicări și de ședințe și din punctul ăsta de vedere, dacă chiar nu înțeleg. Nu e ok, nu e admisibil, nu știu, Radu, poate să păi nebun. Este, ai dreptate așa ceva, prea multe. Nebun nu ești, dar ești romantic. Asta nu va dispărea niciodată, oricâte ședințe. Ok, că mai scapi un jurător, înțeleg că nu dai că... Este modus operandi, ei înjură și când marchează. Și când se bucură. Da, asta da. Budescu înjură pentru că arbitru n-a dat un fault, da? Și îl înjură pe arbitru. Dar eu văd o grămadă de oameni care înjură Birjerești după ce înscriu. Deci înjură la bucurie. Nu o să scoți povestea asta din vocabularul. Dar se vede, e urât. Nu știu, asta nu e altceva, sunt de acord cu tine că e urât. Hai că am văzut-o de prea multe ori. Dar nu e vorba numai de Budescu, despre Budescu. Mai spune o dată, că nu facem unul din el. Așa e la noi, Radu. Și la, știi cum e, și cu băutura. O bem și la neca și la... Și la bucurie, aia o fac toate popoarele de pe lumea asta. Mai ales ăsta mare și roșu care ne... Stăm, știi cum fac și la spaniol. A invadat un alt popor, dar... La spaniol, nu mai vrei să o repet acum, cu puta madre, o în gura lor. Da, să nu o spunem. E adevărat, dar parcă nu văd la ea tot timpul la nesfânuși, sau poate că sunt eu. La ea am văzut-o și pe tricouri. La noi încă pe tricouri n-au apărut măscări. Încă. Aia e timp. Aha, da. În schimb, la Ciprian Marica... Da, mă rog. Nu e o schizme că da. La Cipri e pe plăvie. O să căutăm și nu știu, poate că da, o să căutăm și faza aceea, nu știu dacă a fost alta cu Ivan. A fost una, a fost mai dar, pe dar ce. Poți să spui că din cauza unui penalti dat sau nedat e rezultatul ăsta sau nu l-ai pune pe așa ceva? A, nu, a spus că sigur se putea... Nu întreb pur și simplu, că în anumite meciuri poți să zici, domne, destinul era altul. Aici e cazul de așa ceva? Da. E cazul că, eu știu, dacă l-ai și dacă e minutul 95, nu te interesează că... Aia da, sigur că da. Relansezi partida sau nu relansezi... Da, din cauza asta a pierdut Craiova, asta e întrebarea. Asta e. Nu. Asta e. Am spus înainte din ce cauză pierdut. Am făcut... Uite, acolo, vezi, îi dă. Cadouri. Aha. Îi dă peste picior. Era la... Acolo. La cât era? La 1-0? La asta, cred aici că a fost... Aici era la 1-0? Nu, la 3-1? La 1-0, la 1-0. Ah. Aha. Da, 1-0 okay. Bun, trebuie să ne oprim, trebuie să ne oprim. Mulțumesc, Sorin. La revedere. Luăm o pauză și analizăm.